Românii au rezistat în perioada comunistă găsind diferite soluții. Unii au rezistat datorită solidarității, alții au uh, rezistat datorită activităților intelectuale, alții au rezistat prin umor și ironie. Și au fost cei care au rezistat prin credință. Avem un exemplu ilustrativ în Nicolae Steinhardt și jurnalul Fericirii sau în cartea lui Richard Wurbrand cu Dumnezeu în subterană. Iar recent avem un exemplu emblematic prin 15 mărturisitori în antologia Credință sub teroare, memorialistica greco-catolică de detenție și domiciliu obligatoriu realizată de Geluhosu. E vorba, spuneam, de 15 mărturisitori, cel mai important dintre ei fiind episcopul astăzi cardinalul și prea fericitul Iuliu Hosu. Aș vrea să vă citesc un fragment din mărturia lui legată de rezistența prin credință în momentul în care grupul de episcop greco-catolici ajung la închisoarea Sighet. Băgăm bivolii la grajd, a fost cuvântul de bun sosit rostit de unul din personalul penitenciarului din Sighetul Marmației. Ajuns sub stăpânirea tiranică a celor fără de Dumnezeu și fără țară. Bivoli la grajd, episcopii și fruntași și preoți ai eparhiilor bisericii noastre genunchiată de aceiași tirani. Aici nu este episcop, mi-a zis directorul penitenciarului, care ne lua în seamă la capul scării cu lista în mână, când la rândul meu mi-am spus numele pentru notare. Episcop Iuliu Hosu. Ce episcop? Aici nu este episcop. A notat și a arătat să urc la etaj în urma celorlalți. Da, așa este. În ochii lor, Bivolii sosiți nu mai erau episcop, nici preoți, nici creștini, nici români. Erau robi comuniștilor fără Dumnezeu și fără de țară. Aceste cuvinte de primire arătau viața ce ne aștepta în mâna și sub mâna lor, dar în sufletul nostru grăia limpe de Dumnezeiește, Iisus, nu vă temeți, eu sunt cu voi. Cu această credință, cu această încredere, tot din darul lui am început viața la Sighet. Am încheiat citatul. Nu uitați, prieteni, cărțile nu ne trădează și nu ne trădează tocmai fiindcă ne dau soluții de a rezista.